discutat despre sistemul Fast and Fix cu doamna dr. Irina Trosca din cadrul clinicii Livia Dent. Ce reprezintă sistemul Fast and Fix? Sistemul Fast and Fix este un sistem de reabilitare implantodentară totală care folosește un număr minim necesar de implanturi, mai precis 6 sus și 4 jos, peste care se va fixa în numai câteva ore o lucrare protetică fixă. Cui se adresează acest sistem? Acest sistem se adresează pacienților cu dinți paradontotici și mobili, peste care nu se poate aplica o lucrare fixă. Se adresează pacienților care prea timpuriu sunt în situația de a purta proteză dentară. De asemenea, tuturor pacienților care vor să scape de proteza dentară. Care sunt avantajele acestui sistem comparativ cu implanturile clasice? Pentru o refacere totală a danturii pierdute, este nevoie de un număr mare de implanturi clasice, 80 implanturi, ceea ce face ca intervenția să fie mai laborioasă și mai traumatizantă și, nu în ultimul rând, mai costisitoare. În afară de acest avantaj, cu sistemul Fast and Fix, se câștigă timp, deoarece pentru implanturile clasice este nevoie de un timp de 3-6 luni pentru osteointegrarea implanturilor. Cu sistemul Fast and Fix, timpul se reduce la o singură zi. Pacientul care ajunge în clinica Livia Dent cu o lucrare mobilă, cu dinți parodontotici recuperabili sau poate fără niciun dinte, până seara va pleca cu o lucrare fixă. Ce fel de implanturi se folosesc în acest sistem? Pentru acest sistem se folosesc implanturile firmei Breden, implanturi care sunt considerate unele dintre cele mai bune din lume. Cât de dureroasă este intervenția? Intervenția pentru aplicarea sistemului Fast and Fix în clinica Livia Dent se efectuează cu anestezie generală și anestezie locală. Pacienții astfel anesteziați nu simt durere în timpul intervenției și nici nu vor păstra o amintire neplăcută sau traumatizantă. În permanență, funcțiile vitale vor fi monitorizate și urmărite îndeaproape de un medic specialist ATI. Acest sistem are un dezavantaj? Acest sistem are dezavantajul că pacientul, timp de 6 luni, trebuie să aibă o alimentație semisolidă, moale, permițând astfel osteointegrarea pasivă a implanturilor. Care sunt etapele sistemului Fast and Fix? Prima etapă este consultul preliminar, în care se examinează starea clinică a pacientului, după care pacientul trebuie să efectueze o analiză computer tomograf. Această analiză ne dă nouă informații despre grosimea și înălțimea osului, astfel putând valorifica la maxim osul existent. În dimineața dinaintea intervenției, pacientul are o alimentație ușoară pentru că urmează o anestezie generală. După sedarea pacientului, se efectuează anestezia locală, după care aplicarea implanturilor. Durata intervenției este de aproximativ 3 ore. Pacientul colaborează cu medicul, dar nu-și va mai aminti nimic după terminarea intervenției. După ce intervenția s-a terminat, pacientului se vor lua două amprente, care vor merge în laborator și în câteva ore lucrarea provizorie va fi finalizată. La sfârșitul intervenției, pacienții sunt transferați într-o rezervă, unde sunt îndeaproape monitorizați de asistentele clinicii Livia Dent.